Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Un nou partid de extremă dreaptă câștigă alegeri în Europa. Frații Italiei sau Fratelii d'Italia are și rădăcini fasciste. Unii dintre liderii marcanți vin chiar din familia Mussolini și au preluat o parte din discursuri. Este de așteptat ca lidera partidului, Giorgia Meloni, să devină prim-ministru la oaltă cu mai multe partide care îi seamănă. Nu e prima dată când vedem asta în Europa. În Suedia au câștigat formațiuni de extremă dreaptă. Doamna Le Pen în Franța nu reușește să devină președintă, dar își duce partidul mai mereu în fruntea voturilor. Ungaria e condusă de un naționalist de dreapta feroce. Ce au în comun acești oameni? În primul rând, sunt eurosceptici, puțin zis. Nu le place Europa sau sunt de-a dreptul într-o ceartă cu ea. Îi contestă politicile legate de finanțare, legăturile cu corporații, faptul că e de acord cu imigrația într-o anumită măsură, sloganurile care se referă la Dumnezeu, patrie și familie sunt baza. Europa este vinovată și de criza financiară, și de război, și de criza curentului electric. Mai e ceva ce sare în ochi zilele astea, că pică precum popicele premierii din țări care s-au opus lui Vladimir Putin. Boris Johnson a plecat, premierul Estoniei a plecat, premierul Bulgariei a fost doborât, Mario Draghi, printre primii la Kiev, a trebuit să plece și el, premierul Suediei, care voia să-și ducă țara în NATO, pierde alegerile. E prea multe deodată să fie o coincidență. Și veți spune acum, domnule, dar ce cu asta? De ce ne interesează pe noi? Pentru că noi și politicienii noștri slabi și corupți suntem mereu o pradă ușoară. În România, dependentă de bani europeni și de legăturile sale cu vestul, crește un curent similar cu cele din țările susnumite. Partidul AUR a ajuns într-un sondaj de astăzi, Curs, la 15% cu 2 ani înainte de alegeri, dar în condiții de război, de facturi uriașe, de sărăcie și cu falii de neimaginat în societate, unde credeți că se poate ajunge? De fapt, dacă citești semnele, vedeți un nou moment de cotitură, nu numai pentru Europa, ci chiar și pentru noi. Pentru că atunci când lucrurile devin grele, iar soluțiile cu adevărat dureroase, când prosperitatea dispare și revine sărăcia, atunci e timpul populiștilor și al extremelor, dreapta, stânga. Cât de probabil vi se pare vouă un scenariu în care, loviți de inflație, de facturi la energie și amenințați de război, românii să aleagă alte soluții decât cei pe care îi văd drept hoții din fruntea țării și să aleagă pe cei care îi feresc de dușmanii europeni, imigranții asiatici, corporații, și le spun că doar România, și numai ea de una singură, poate reuși. Vă invit astăzi la 0372069599 să adresăm aceste întrebări și să dăm răspunsuri despre Europa, dar și despre Partidul AUR. Credeți că succesele acestor partide sunt date de politicile Uniunii Europene, de criza economică sau de război? Ce îi reproșați Uniunii Europene din acest punct de vedere? Și da, vreau să știu de la voi, cum vedeți, oameni buni, evoluția Partidului AUR în România? Cu 2 ani înainte de alegeri e la 15%, dar o să vină vremuri din ce în ce mai grele și ierni din ce în ce mai grele, greu de plătit. Ce o să se întâmple cu ei? Până unde o să ajungă? 0372069599. Mă scuzați că am vorbit mai mult astăzi, dar trebuia să înțelegem unde suntem. Această emisiune este și pe Facebook, iar acum deschidem telefoanele. Marius este primul care a sunat. Salutare, Marius! Bună ziua! Este clar că Europa este de vină din start, pentru că nu au putut să negocieze. Americanii au venit peste ei, nu mai luați gaz de la ruși, așteptați că o să vă dăm noi. Toate lucrurile astea se întâmplă pentru că Europa n-a știut să-și negocieze, să stabilizeze viața oamenilor. De acum e cam târziu să mai facă ceva, pentru că azi în Italia a început, în România va fi și aici la fel, că aurul va crește clar pe fondul nemulțumirilor de guvernul actual și până la urmă ar trebui un duș rece și celor de la PNL și PSD. Adică dușul rece să constea în ce?
normal constă în faptul că se ridică aur. Pentru că, până la urmă, trebuie, într-o democrație, trebuie să avem din toate partidele. Și aurul, faptul că aurul crește, este pe fondul celor de la PNL și PSD, care s-au tot lăsat, au zis că las că românii tot așa votează, nu contează, și până la urma urmei le trebuie un duș rece. Părerea mea. Da, e posibil să apară. Zice cineva pe WhatsApp, nu uitați că avem un număr de WhatsApp, 0728 3132, ca și tine, zice, cu siguranță aur va continua să crească. Deoarece, deoarece, stai o secundă, politica Uniunii Europene nu a ținut cont de valorile și principiile naționale ale fiecărui stat. Și astfel de partide pe acest lucru marșează. Ești de acord? Da, și mai este o variantă, poate la sfârșitul anului 2023, să facă niște reglementări și oamenii uită, și adică să vină înapoi, să se revină înapoi la prețuri, la fără interdicții, și atunci asta ar mai fi o soluție pentru ei, să facă lucrul ăsta, dacă nu, omul uită. Nu așa poate, din păcate, mulțumesc tare mult, Marius, din păcate nimeni nu poate să facă niște reglementări cu care să se revină la prețuri. Dacă vă gândiți la desființarea piețelor de energie, o idee cu care cochetează lideri politici astăzi, adică acele mecanisme de tip bursier care stabilesc prețurile, da, e o discuție. Și de acolo prețurile la energie ar putea să coboare, da. La altfel de prețuri, statele cu greu pot să umble dacă nu vor să strice niște mecanisme enorm de complicate care s-ar putea să ne coste foarte mult în viitor. Mircea, salutare! Salut, Cătălin, salut și ascultătorii Europa FM. Aș atenționa ascultătorul de dinainte și mai ales pe toți cei care gândesc similar că dușul rece ni-l vom lua noi, nu PNL sau PSD, pentru că ei sunt la adăpost. Au suficienți bani cât să aibă suficientă apă caldă și să se ferească de un eventual duș rece pe care aur nu va fi competent și capabil să-l ofere. Referitor la subiectul emisiunii, trendul este clar. Pe fondul nemulțumirilor din întreaga Uniunea Europeană și aici ascultătorul de dinainte avea dreptate, care se datorează în mare parte incompetenței și birocrației celor de la Bruxelles, dar nu sunt eurosceptic. Este însă un mamut care trebuie reformat, asta e clar și evident. Un mamut birocratic. Deci pe acest fond deja avem guverne de extremă dreaptă și în Suedia, în Italia ați văzut ce s-a întâmplat, vor urma alegeri, însă eu văd în asta o oportunitate pe care guvernanții noștri nici măcar nu o intuiesc. Nu m-am gândit niciodată. În momentul așa. În care, poftim? Nu m-am gândit niciodată la o oportunitate, explică-mi. Vă explic imediat. În Ungaria există de foarte mulți ani o miliție paramilitară, nu mai țin exact cum se numește, care efectiv terorizează cu acceptul tacit al autorităților. Nu este legalizată, pentru că nu e, ar contraveni foarte multor norme europene. Dar cu acceptul tacit al autorităților este o miliție care pur și simplu terorizează străinii și mai ales populația de etnie romă. Imaginați-vă astfel de miliții prin țări în care vor ajunge la putere guverne, să zicem, de extremă dreaptă, nu le zic fasciste. Astfel de miliții care vor teroriza cetățenii străini din alte state. Cred că românii sunt pe fruntea listei. În cât timp credeți că se vor întoarce? Eu estimez vreo 5 ani. Iar autoritățile nu pregătesc nimic în sensul ăsta. Imaginați-vă 1 milion de români care se vor întoarce poate într-un interval de un an în țară și care vor avea nevoie de reintegrare rapidă, de locuri de muncă. Repet, poate fi o oportunitate. Ne recuperăm niște cetățeni foarte valoroși. Zici că pleacă oameni din țările acelea? Din motivul ăsta? Nu se vor întoarce în prima fază în România. În momentul în care vor sper să nu se ajungă la astfel de situații, dar merg la, e o ipoteză, o, să zicem, un caz extrem pe care îl iau în calcul. Okay. În momentul în care, să zicem, nu le va mai fi bine în Italia, vor fi persecutați sau terorizați de astfel de organizații, poate. Nu vor veni în prima fază în România, se vor muta în alte țări în care românii sunt foarte prezenți, Spania, Franța, dar pe măsură ce și acolo vor câștiga alegeri astfel de guverne și vor începe să apară astfel de curente, se vor întoarce evident în țară. România întotdeauna va fi, îi va primi, e țara lor până la urmă. Și partidul AUR cum va fi? Partidul AUR, Doamne, un singur lucru am de spus. Și la fel, și este valabil pentru toate partidele extremiste din toată Europa. Haideți să nu uităm că Partidul AUR este în Parlament. Partidul AUR este la putere, Parlamentul este organul suprem de conducere al poporului român. Partidul AUR putea să elaboreze toate legile prin care vor să schimbe România. Da, nu au majoritate, nu erau votate, dar vedeam că știu ce vor să facă. Vedeam că pot și au această capacitate să știe ce vor să facă.
Deci puteau să elaboreze aceste lege, să n-arate, uitați români ce vrem noi să facem. Dar nu votează trădători ăștia, cum îi numesc ei în permanență, trădători ăștia de la PNL, PSD, USR și toți sunt trădători, nu mai sunt patrioți. Da. Și după alegeri ar fi avut această majoritate convingându-ne cu aceste pachete legislative și le-ar fi pus în aplicare. Niciodată. N-au fost niciodată în stare să facă acest lucru. Pentru că ei nu se bazează pe forța statului de drept. Ei se bazează pe faptul că vor avea majoritate, vor institui un regim autocrat și nu vor legifera. Vor dicta ceea ce nu vor se bazează pe rațiune, pe fapte și pe legi, îți mulțumesc tare mult, se bazează pe emoție. Vreau să o ascultați pe doamna Giorgia Meloni ca să vedeți cum sună un tip de discurs. Ăsta e mai vechi. O secundă, ia. Potrei farne tante altre di queste domande. A monte c'è quella che ci facciamo oggi. Perché la famiglia è un nemico? Perché la famiglia fa così paura? Vă rog să-mi răspundeți la câteva întrebări. E vorba despre ceea ce facem noi azi. De ce este familia privită ca un dușman? De ce este conceptul de familie atât de înspăimântător? Este un singur răspuns la aceste întrebări, pentru că ceea ce ne definește este identitatea noastră, pentru că tot ce ne definește reprezintă în aceste vremuri e considerat dușman pentru cei care ar vrea să nu mai avem nicio identitate. Să fim pur și simplu sclavi, consumatori perfecți. Vedeți, acesta este tipul de discurs. El stârnește emoție, identifică dușmanul. Nu mai e un tip de discurs politic care să-ți prezinte niște soluții, să zică A și B, uite, asta putem face, asta putem reforma. Nu, ăștia sunt dușmanii, ăștia vă transformă răul permanent la care sunteți supuși. Asta e abordarea. Cătălin, salutare, ești la România în direct. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. În legătură cu tema sau temele emisiunii, privind retrospectiv istoric, întotdeauna în perioadele de criză / război, partidele de extremă, din păcate, au câștigat teren. Nu știu cât știu, mulți identifică, de exemplu, fascismul cu Hitler și cu Germania. Nu, fascismul s-a născut, din păcate, în Italia. Da. Hitler a împrumutat conceptul și ideile din Italia. Nu știu cât știu lucrul acesta. Și era un fan al lui Mussolini, să spunem asta. Exact. Îl inspira Mussolini pe Hitler. Exact. Mulți, mă rog, repet, identifică cu Hitler și cu Germania nazistă, nu. Dar asta așa ca o paralelă vis-a-vis de ce discutăm acum. Deci, în perioadele de criză, război, întotdeauna extremismul a crescut, este un reflex normal, zic eu, oarecum, al oamenilor care, speriați, epuizați, care au mai încercat alte soluții, să spun așa, până atunci, se duc pur și simplu, aleargă, crezând, din păcate, fără fundament, zic eu, că aceea sau aia este soluția. Repet, este un reflex normal și așa s-a întâmplat întotdeauna și istoria, din păcate, ne confirmă acest lucru. Vis-a-vis de aur, părerea mea este că va crește. Cât de mult va crește? Unde va ajunge? Nu cred că va crește foarte mult, dar, din păcate, va ajunge la un nivel la care s-ar putea să aibă un cuvânt de spus în Parlament. Mi-e greu să cred că va ajunge să guverneze România, într-un fel sau altul, dar s-ar putea să ajungă la un nivel la care să aibă totuși un cuvânt de spus. Și atunci, ar fi o problemă, părerea mea, personal, nu... Da, pentru că va trebui să negociezi, dar până la urmă asta e democrația, nu? Adică este ce să faci? O să-i reproșezi viitorului câștigător că e PNL, PSD, că nu văd alți câștigători. Corect. Să nu negocieze cu... Da? Așa este, perfect de acord, ăsta este jocul democratic, dar, repet, tendința e de creștere și probabil pe fondul acestor probleme și sociale și economice și așa mai departe, cu un război care ne bate la ușă cu ghilimele de rigoare, în sensul că, mă rog, este aproape de noi, foarte aproape de noi. Cu siguranță aur va crește, dar, repet, nu cred că va ajunge la un nivel foarte înalt, adică nu va guverna, dar probabil va avea un cuvânt greu de spus. Vreau să auzi un mesaj. În Parlament. Zice așa, cred că partidele extremiste au atât de mult succes în Europa, deoarece le spun oamenilor că Uniunea Europeană e de vină pentru lucrurile negative din țara lor, scumpiri, sărăcie, taxe. Deci găsesc un vinovat pentru deciziile greșite pe care le iau guvernanții din țările respective. Practic dau vina pe Uniune ca să nu dea vina pe ei. Cu toate tarele, ca să spun așa, ale Uniunii Europene, care nici pe departe nu este un sistem perfect,
Cu toate astea, punând în balanță beneficiile și minusurile, este evident că beneficii sunt mult mai multe. Reproșuri pot fi la adresa UE, un exemplu simplu recent. Până acum vreun an eram indezirabil pentru Schengen. Brusc, pe criză economică, război, nu mai suntem chiar atât de indezirabili, ba chiar și Olanda și alte țări care până acum se opuneau vehement, văd România în Schengen și brusc, exact, brusc îndeplinim condițiile. Brusc îndeplinim. Domnule, da. Da, spuneți concluzia. Nu s-a schimbat nimic într-un an sau într-un an și ceva. Ba da, s-a schimbat ceva formidabil. S-a schimbat situația geopolitică. S-a schimbat situația geopolitică și România are gaz. Bun. România are gaz care trebuie să ajungă în Europa. Ăsta e genul de pârghie pe care noi putem să-l vedem, cum povestești tu, Cătălin. Adică putem să-l vedem, da, domnule, aia sunt ipocriți și nu știu ce, dar când ai o clasă politică responsabilă, alea sunt momentele în care joacă. Da? Sunt aturi. Sunt aturi și spui, domnule, avem gaz, nu cumva ne primiți în Schengen? Ba da, șefule, că aveți gaz să trăiți. I-am prins este și noi adevărat odată. Că mie nu-mi place atitudinea domnului Iohannis, care a venit de la Washington și a zis, știți, noi românii nu îndeplinim criteriile să luăm vize, mai avem de muncit. Era următorul punct pe care vreau să-l și am zis, domnul Iohannis, dar noi suntem aia care trebuie să cerem explicații și le spunem alora să dea explicații de ce rata e atât de mare, ce așteaptă de la noi, ori nici măcar asta nu facem astăzi. Corect, corect. Eram totuși la capitolul reproșuri. Mi se pare că Europa, repet, cu toate beneficiile indiscutabile, acționează doar atunci când este cu apa la gât. Asta este senzația. Adică, și nu e normal. Adică nu mă primești în Schengen doar atunci când efectiv nu mai ai nicio variantă vis-a-vis de mine. Nu, mă primești în vremuri normale, discuți așa cum trebuie, analizez condițiile obiective. Adică mă tratez cu egalitate. Asta e marea problemă. Cătălin, mulțumesc tare mult! România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Prieteni, frați din Italia, fac apel la voi în momentul ăsta. Ia chiar să ne sune cineva din Italia la 0372069599. Mai puneți voi acolo un 0040 în față, da? 0372069599. Cine locuiește în Italia? Dom'le, la voi cum se vede? Că poate batem câmpii aici. Poate doamna Georgia nu e desperiat, poate e mama tuturor românilor, știu eu. Povestiți-ne un pic cum vedeți voi și cum văd italienii acolo, da? Ai cu prioritate, cine sună de la Roma, Milano, Torino, pe unde sunt ai noștri, ca să vedem ce se întâmplă și acolo. Din punctul ăsta de vedere, imediat o să vă preia la telefon. Mișu, salutare, bine ai venit la noi. Ce zici? Salut, Cătălin, salut. Când ai pus acum înregistrarea cu doamna, cum ai zis că o cheamă? Georgia Meloni. Georgia Meloni. Mi-am adus aminte de doamna noastră de la AUR. Nu ți se pare că seamănă un pic tot așa agitat, așa și... Doamna nu mai agresivă. E la AUR, are un partid nou, se cheamă, și eu am văzut astăzi, SOS România se cheamă, păi... și are 2%, da. Un exemplar cu ardere rapidă. Da, nu mai este la AUR pentru că a început să piardă teren. Au văzut că le strică combinația acolo la partid și au eliminat. Au zis, bă, trebuie să pleci pentru că, uite, lumea nu te suportă și trebuie să pleci. A rămas George Simion. De ce are legătură partidul AUR cu doamna Meloni? Mie mi se pare că fac parte, zici că sunt trăinuiți de cineva, că sunt antrenați de dinaintea războiului. Militarii sunt instruiți. Mie mi se pare că sunt instruiți de cineva și din câte am înțeles, nu știu surse sigure, dar așa, din auzite de la oameni, și că cei de la AUR ar fi finanțați de către ruși. Nu cumva și doamna asta Meloni intră în aceeași categorie cu AUR? N-avem de unde știi dacă sunt finanțați. Presupun și sper pentru ei că nu sunt, dar ceea ce se vede cu ochiul liber e că teze care sunt pe placul Moscovei apar în toată Europa, nu numai în România. Zici că într-adevăr au o plăcuță acolo, că le dă cineva un disc stricat și le zice, băi, uite ce interesant aici. Italia, Franța, Ungaria, România, există deja un curent politic ideologic, naționalismul are o perioadă de retrăire, da?
Uniunea Europeană, da, care a călcat prin niște bătături grave și multora nu le place, nici nouă nu ne place chiar tot ce face, dar găsești un inamic perfect aici. Și da, ca și mie mi se pare că sunt de multe ori, cum le ziceam, ventriloci, nu? Nu e așa? Exact, exact. Vorbește ca să lămurim, să vedem dacă chiar este cum am zis eu. Cred că ar trebui verificat un pic zborurile lui George Simion către Rusia și către Moldova. Să vedem în ultima perioadă. A fost pe acolo înainte de război. Nu cu zboruri, Ciprian. Acel, crezi că nu poate să citească internetul George Simion? Sau internetul, da. Cred că se poate verifica și internetul. Nu, măi, dacă are legături. Noi că nu o să ne jucăm de-a securitate. Serviciile secrete, poate să intre un pic pe fir. Poate și doamna asta, italianca asta, am văzut că a băgat un pic sperieții în oameni și poate e bine că a făcut asta, pentru că oamenii se deșteptează, sunt mai deștepți și poate o să facă cum am făcut noi pe 10 august, când am ieșit toți în stradă, nu? În Italia, mare noroc, îți mulțumesc mult, mare noroc în Italia este că alegerile sunt dese. Avem un mesaj audio despre aur. Va ajunge pe primul loc, aur va ajunge la guvernare, pentru că o să câștige mult mai peste 10%, o să ia peste PSD, PNL-ul o să rămână undeva, cred că pe la 10-11%, USR s-ar putea să nu mai prindă pragul parlamentar, se va ridica foarte mult UDMR-ul din cauza că va lipsi foarte multă lume de la vot și atunci UDMR-ul se va ridica, că asta este situația, știm cum funcționează. Deci părerea mea este că AUR va forma guvernul 100% și va forma cu UDMR-ul în primul rând și să vedem, probabil cu PSD-ul. Sănătate, da. O zi bună! Da, mi-e greu să cred. A, că ar putea să obțină 20%, da. Dar mai vedem cum trec iernile astea. Dacă se va așeza situația, dacă va fi mai mult calm. Mamă, ne-a sunat toată Italia. Nu exagerez. Pregătiți-vă. De unde începem? Hai să vedem. Florin era primul pe linia asta de Italia. Salut, Florin. Deci, nu? Linia 8 nu mai e. Ba da, e? E. Linia 8. Salut, Florin. Bună ziua! Vă cum salut. E? Eu sunt în Italia. Așa. Sunt un șofer de camion în Italia. Nu știu acum de ce vă sperie atât de tare pentru că a ieșit doamna Meloni la guvernare sau a câștigat alegerile. De ce vă sperie atât de tare că ar fi AUR partid care ar vrea să facă ceva pentru popor? Da, de ce știu. Vă sperie că cineva vrea să facă bine poporului? Asta este întrebarea mea, dar un simplu șofer de camion. Ta, de ce crezi că ei vor să facă bine poporului și ceilalți nu? Păi ceilalți au dovedit-o. Aha. Că nu vor să facă și bine ăștia poporului. Cum, ăștia cum au dovedit? Eu nu sunt un susținător AUR. Dar eu n-am zis menționez, că ești. Nu, dar ăștia cum au dovedit că vor să facă bine poporului? Ceilalți au promis și nu s-au ținut de promisiuni. Okay. De ce să nu le vedem și opțiunea celor de la AUR? Doar așa ca să-i deci verificăm. Deci nu sunt un susținător AUR. Am înțeles. Menționez. Uite de ce. Pentru că cine vorbește în sloganuri și n-are idei clare și concrete, din punctul meu de vedere, nu e o alternativă. Nu poți să vii să-mi spui astăzi... Corect. Stai să-ți dau un exemplu. Nu poți să vii să-mi spui astăzi... Cum ziceam aia cu naționalizați curentul electric sau companiile de energie din România, când alea toate sunt ale statului, înțelegi? Deci 80% da. Din curentul electric din România e făcut de statul român și tu vii și îmi propui ca soluție să le naționalizezi. Eu ce să înțeleg de aici? Că ori nu pricepi pe ce lume ești, ori mă iei de prost. Care e varianta corectă? Nu vă iau de prost. Nu dumneata, dacă... tu, nu, omul care îmi propune asta, când vine și îmi spune asta. Da. Aia este hoție pe față. Dacă noi avem curentul nostru, avem gazul nostru, depindem de Rusia, în ghilimele, doar 20% pe iarnă, atunci de ce s-au majorat toate prețurile? Păi s-au majorat că îl cumpărăm de pe o piață care este prost reglementată. De aia s-au majorat. Exact. Și piața aia trebuie schimbată. Și aici au dreptate cei care spun că trebuie să umblăm la piața asta. Acum foarte mare publicitate la LED-uri.
Eu mi-am pus LED-uri dinainte de criză, în toată casa. Deci tot ce ține în casă, eu am becuri pe LED. Dinainte de criză, dinainte de a se afla că va veni, dinaintea războiului, dinaintea pandemiei chiar, eu mi-am pus becuri pe LED. Înțelegeți? Mi-am pus pe casă pentru apă caldă panouri solare. Acum vreau să-mi pun și panouri fotovoltaice. Dar fii atent că săptămâna asta mai facem emisiune. Nu mi-ai spus, dacă tot ești în Italia, cum e doamna asta, Meloni? Cum e? Ce face? Păi deocamdată ce poate să facă? Doar promisiuni. Acum vedem dacă îi dă președinția Consiliului să guverneze, vedem ce va face. Deși eu de părere sunt că toți doar promit. Ok, bine, mulțumesc. Hai să mai luăm pe cineva din Italia, că aici n-am fost prea lămurit. Unde? Cătălin, salut, explică-ne tu ce e cu doamna Meloni. Alo? Salutare. Zim tu ce e cu doamna Cătălin. Ce e cu doamna asta? Salutare tuturor ascultătorilor. Pot să vă spun, sunt de 20 de ani în Italia. Am și participat la vot, că am dobândit și cetățenia italiană. Și ce să vă spun, cei care au fost au tot promis și n-au făcut nimic, cum spunea și ascultătorul dinainte. Doar s-au mărit prețurile la gaz, la curent, costurile vieții de zi cu zi. Și doamna asta Meloni promite că va schimba viața în primul rând a muncitorilor, care a salariaților, și va elimina un pic... nu știu cum să mă exprim, cei care stau pe ajutor social, pe, nu știu dacă știți, în Italia, se dă redi de cittadinanță, se numește. Așa. Adică, ca și simplu cetățean italian, dacă nu ai de muncă și, în puține cuvinte, demonstrezi că ești sărac, nu trebuie să ai mașini care depășesc o anumită capacitate cilindrică, dacă demonstrezi că ești sărac, îți dă statul undeva în jur de 1000 de euro, se cheamă redi de cittadinanță. Doar pentru simplu fapt că ești cetățean. Și acum eu vă întreb, cine este așa de inteligent ca să mai meargă la muncă, să câștigi 1300 sau 1400 de euro într-o fabrică, când poți să stai acasă și să iei 1000-1200 de euro făcând nimic? Și eventual să mai muncești ceva la negru, să completezi. Adică ca și cum ai lua o parte, ca și cum ai lua ajutorul social în România, doar că ajutorul social la noi e ceva mai... Doamna ceva. Asta a promis că va elimina toate beneficiile astea, le va elimina, care sunt plătite din taxele pe care le plătesc inclusiv eu. Okay. Deci eu de 20 de ani sunt în Italia, am muncit și am plătit taxe zi de zi. Și pe mine nu mă sperie nici Salvini, nici Meloni, pentru că nu au nimic cu străinii care muncesc și plătesc taxe și muncesc într-un mod cinstit. Okay. Ei au ce au cu emigranții care vin în Italia și trebuie menținuți din banii pe care noi îi plătim. Nu e posibil ca discursul ăsta anti-imigrant săraci, că aici te referi la imigranții cei mai săraci, să se extindă la un moment dat și împotriva românilor care, iaca, vin și ei aici și ne iau locurile de muncă și asta? Nu, să știți că locuri de muncă se găsesc și sunt pentru toți. Doar nu prea este voință de muncă. Nu le e frică la nimeni că nu ia locurile de muncă. Tu ai fost la vot? Da, am fost la vot și pot să vă spun că nu am niciun secret. Așa. Chiar pe Giorgia Meloni am votat-o și chiar speram să iasă. Okay. Și mai mulți cu care vorbesc, chiar și vecini de-ai mei care au o anumită vârstă, s-au săturat de sistemul care a fost de ani de zile, că practic s-au schimbat ca și la noi. S-au schimbat numele de la un partid la altul și tot ei ne-au guvernat. Și au zis, bă, hai să mai încercăm și altă soluție, să vedem ce poate să facă și dreapta. Adevărul că la voi alegerile-s dese, dar în România, ai zis că mai păstrezi cetățenie românească, în România cu cine cu cine ai mai votat dacă tot ești deschis? Adică, de fapt... Sincer, un răspuns sincer, puteți să mă, mă condamnați sau nu, vă condamn, domnule, dar în momentul de față nu prea aș vedea altă alegere decât aur, sincer vă spun. Care vorbește la fel ca doamna Meloni, adică nu-i mare diferență între ei. Exact, deci principiul meu care este? Eu vreau un conducător naționalist. Cine ne conduce să se gândească în primul rând la cetățenii țării tale și după aia să se gândească la Europa și la America și Ucraina și etc. Pentru că nu putem să condamnăm o țară întreagă
pentru așa spusul binele Europei, care nu știm dacă e bine sau nu e bine. Da, dacă nu îi ajutăm pe ucraineni, duc și eu discuția asta mai departe, credeți că românilor le va fi bine? Nu zic că le va fi bine, dar din banii aia care Europa îi trimite la ucrainieni, ar putea să ajute proprii cetățeni. Că sunt și în Italia și în România cetățeni care nu au ce mânca. Sunt care nu au un acoperiș deasupra capului. Și atunci, doamna asta Meloni, ea spune, de ce noi trebuie să trimitem milioane de euro în Ucraina pentru arme, ca să aibă cu ce să se bată, pe când noi putem să ajutăm cetățenii noștri. Mulțumesc tare mult! Păi, înțeleg că îi ajutăm, dar nu îi ajutăm pe toți, că le luăm la ăia 1300 de euro, nu le mai dăm nici la ucraineni, îi ajutăm pe cei care doar muncesc. Imediat mă întorc la mesajele voastre. România în direct la Europa FM. Altfel de mesaj. Am trăit la Roma de aproape 14 ani. De dimineață am vorbit cu mulți prieteni italieni și sunt consternați. Sunt pur și simplu incredul. Mă rog, nu cred ce se întâmplă și că prezența la vot a fost cea mai mică cotă din ultimii 70 de ani. Poate și ăsta e un motiv. Ionel, tot din Italia. Sunt aici din 98. Am văzut multe schimbări în acești ani. Era de așteptat să câștige doamna Meloni pentru că nivelul de trai a scăzut semnificativ în ultimii ani și nemulțumirea populației a dus la acest rezultat. Italienii au făcut mereu sacrificii, dar acum cam început să le ajungă cuțitul la os. Ia să vedem. Vasile? Alo, bună ziua, am auzit? Salutare! Tot din Italia? Da, în Italia de 7 ani doar. Nu am reușit să votez pentru că încă nu am primit cetățenia. Și sunt consternat și eu, nu vine să cred. Nu așa mult mă mir de românii noștri, care în cea mai mare parte, la ultimele alegeri parlamentare, au votat aur, aici în Italia. Dar mă mir de italienii care, nu știu, au crezut poveștile astea frumoase cu doamna aceasta, a doamnei acest. Eu sunt total contrar a tot ce spune. Sunt doar povești. Nu are de unde să schimbe, nu are cum să reformeze cum a promis. Dar prinde publicului. M-auziți, da? Da, da, te ascult cu interes chiar. Ce vreau să spun pentru cetățenii români de aici, a spus mai devreme un alt ascultător, că pentru popor. Dreapta nu este pentru popor. Dreapta este pentru mari afacerist, în primul rând. Ca idee, ca ideologie, da. Dreapta a fost întotdeauna pentru afaceri, pentru cei care au capital, pentru corporații, dar vezi tu că ultimii ani au mai schimbat lucrurile astea și atunci ai partid de extremă dreapta care se luptă cu imigrația, se luptă cu... Uite, hai să-ți dau un fragment dintr-un discurs de la doamna Meloni ca să vezi, să înțeleagă toată lumea de ce. Zice așa, noi vrem să avem un viitor comun cu Uniunea Europeană prin colaborare, dar nu vrem să fim sclavi unor state mai bogate. Vrem să fim respectați și înțeleși. Nu vrem să ieșim din Uniunea Europeană cum a făcut Marea Britanie, vrem să fim parte dintr-o Europa, dar o Europa ideo-creștină, cu valori și vrem să fim egal cu alte state. Da. Este exact discursul aur. Exact așa da. Spune și doamna Șoșoacă cu domnul Simion. Da, păi cred că e, da, un discurs identic și de la domnul Simion. Despre imigranți, spunea tot vorbitorul dinainte, că este de 22 de ani. Păi în urmă cu 22 de ani, majoritatea românilor lucrau la negru. Erau persecutați. Că s-a mai închis ochii, că s-a mai făcut ce s-a făcut, dar eram imigranți, la fel cum sunt alții acum. Cum să le ținem noi partea celor care ne-au persecutat. Eu v-am spus, sunt doar de 7 ani. Dar știu povești care le era frică să treacă strada că era un polițai sau un carabinier. Și acum votează extrema dreaptă. Aici este ceva ce eu nu înțeleg. Să știi că am greșit mai devreme. Eu am citat chiar din George Simion. Bă, și mi-a sărit rândul din foi. Deci ăsta nu era discurs de la doamna Meloni, ăla era mai sus. Eu vorbeam din domnul Simion. Bine că ai pus tu lucrurile la un loc.
ceva asemănător a spus și doamna Meloni, că trebuie să fim mai naționaliști, mai cu familia, mai puternici în Europa, deci ceva de genul a spus. E un fenomen interesant ce-mi povestești, și anume că românii, după ce li s-au deschis granițele, au suferit întâi, după care s-au integrat în societăți, da? După care au prins și un pic de cheag, ca toată lumea care muncește, în momentul ăsta se uită cu alți ochi la alți săraci. La cei care vin. Da. E foarte deci interesant. Deci eu v-am spus, sunt de 7 ani aici, am prins vremurile bune, nu am dormit pe sub poduri cum au dormit alții, am lucrat imediat cu toate actele regulă, dar am auzit multe povești de la cei care au avut de suferit. Iar aceia acum sunt votanți. Au și votanți. Dacă nu sunt neapărat votanți, susținători Georgia Meloni. Mulțumesc, Vasile. Dom'le, ce să pupă lucrurile, o să vedeți în toată Europa. Oare până unde o să ajungă toată această atmosferă? Valentin, salutare, la tine merg, linia nouă. Ia să vedem. Salut, Valentin. Mă gândeam la ce a spus mai devreme cu negocierea pe care am putea să o avem având gazele. Dar asta deja e utopie, pentru că am văzut ce s-a întâmplat cu Mintia și nu prea ne descurcăm cu... Ne dăm ieftine resurse, nu avem capacitatea de a negocia, deci cred că pică ce... Mintea e cea care s-a închis, da, care a avut retehnologizare și după asta a fost vândută la un grup arab, exact. Nu, cu o sumă mai mică decât retehnologizarea respectivă. Exact. Și dacă cineva a avut interes să o cumpere, mai ales în contextul actual, trebuia, și mai ales dacă a fost retehnologizată, trebuia păstrată și folosită. Dar nu era completă retehnologizarea aia, să spunem și lucrul ăsta, mai urmau niște etape, deci ea era închisă. Mai urmează investiții până la redeschidere. Ai investit 150 de milioane în ea și ai vândut-o cu 90. Da. Serios. Da. Plus că e... Doar în condițiile în care trebuia să mai investești 150, dar nu iau eu apărare aici a ministrului care a făcut treaba asta, să răspundă el, nici eu n-am înțeles chestiunea asta. În fine, ăsta e un motiv care pe tine să te facă să votezi aur, de exemplu? Da, pentru că Uniunea Europeană trebuia doar să fie un loc în care noi, ca state europene, trebuia să conlucrăm cât mai eficient între noi și ne putem proteja economic, social, global, militar, cum vreți să-i spuneți, să ne apărăm poziția geostrategică, ok? Dar în momentul în care s-a dus naibii și transparență și când ai contracte care sunt pentru vaccinuri, care sunt negociate prin SMS, nu sunt făcute public. Ne trezim cu o cotă de vaccinuri de 120 de milioane, când noi suntem, nu știu, 18 milioane, 16, habar n-am cât suntem exact. Când prețul gazelor, la fel, e stabilit după un criteriu și țintuit acolo și cu riscul de a ne duce într-o... Deci, suntem mai suferim mai multe sancțiuni noi decât rușii. Dacă e să tragem linie. Noi suferim efecte, nu sancțiuni. Păi suferim, da, dar nu contează. Contează că la urma urmei cum ne simțim. Și ne simțim, nu ne simțim ca și cum am fi un popor care are resurse sau are capacități, capabilități și ne le putem folosi. Nu, noi le și avem și suferim ca proști. Da. Și n-am, vă spun la fel, sincer, vin după 4 rânduri în care am votat USR, din 2016, dinainte de a fi USR Plus, și o să mă, fără niciun fel de jenă, o să votez aur. Și chiar dacă sunt, poporul este segmentat, este catalogat, nu știu cum, nu contează. Ce n-o să fac data asta, n-o să mă mai atașez. Pentru că am votat ca idiotul de 4 la rândul USR, crezând în ghilimele, în crezul lor. Acum nu o să mă întâmple chestia asta. O să votez, dar o să nu o să mă mai atașez de niciun concept. Mulțumesc tare mult. Mie să n-ai o dezamăgire mult mai mare. Pentru că, dincolo de a identifica probleme, ceea ce este mult mai ușor, soluțiile sunt mult mai greu de aplicat în această țară. Eu n-am văzut soluții la Partidul Aur, nu unele în care să am încredere. Am văzut însă foarte multe vorbe într-adevăr și cred că acest partid va mai crește și va crește pe o zonă de suferință. Atenție! Prosperitatea nu este un dat. Adică
Ea e trecut acolo niște legi, niște sentimente, dacă vreți, sunt niște năzuințe. Dar istoric, omenirea are cicluri. Unele în care suntem mai bine, altele în care suntem mai săraci. Acum vom trece o vale neagră. Dacă în valea asta neagră vom alege pe ăia care ne flutură prin față năframe și iluzii, să știți că lucrurile nu se îndreaptă mai bine. Aș spune că, dimpotrivă, vor merge mai prost. Fiți raționali, nu emoționali, când vă faceți alegerile. Să punem punct aici, România în direct de astăzi. Tare mie că zilele următoare trebuie să vorbim de o nouă hoție la vârful Guvernului României. Stați pe aproape că vă spune Iorgu la știri. Sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici, spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.